Bună ziua, bună ziua, prieteni! Mănâncă aici cartaboș de ăsta. Tremurăm, prieteni, nu mai avem putere. De când am spălat el toate oarele, parcă-i frigul în mine, nu mai mă dezgheț. Am rămas așa înghețat. Păi e și un frig afară, chiar că e puțin soare, dar e frig. E soare, da, uite, băgai geaca pe mine și lemnele. Am mai strâns copilul, am mai pachetat aseară și eu cu el. Și tot mai avem să vină... Ia uitați! Eu le-am crăpat pe toate. Am mai rămas astea de luat. Crăpate, gata. Hai să vă arăt rând. Leo, mi-am luat un cocoș. Mersi. Hai să-l aduc aici. Mă, cătă, noi când avem și noi n-avem bani atunci în perioada, tu intri la artizanate lucruri de ăștia ce dai bani. Asta e, cu trunță, știi că toată și viața mea n-ai ce-ți faci. Am și eu asta, cum să zice, un viciu. Asta am, cu vechituri de asta, cum îți zice, antice. Unde e cu cocoșul? În foișor. Pe șemineu, în sus. Pe șemineu, uite. Uite, cu curigul. N-ai ce să fac, am și eu pe ale mele. N-am și eu pe ale mele, uite. E cam așa urât pe înăuntru. Așa arată el. Dar uite ce scrie, France. Urât, uite ce frumos. Cocoș, mă, străbuia 40 lei pe cocoș. Da, mie mi se pare frumos. Băi, super, să pui sarmele. Nu e mult 40 lei. Le iei așa de cât. Și le dici de acolo să ia saburul. Age sarme. Iarna acolo. Ce ce? Cap au vin. Cap au vin. Bă, cocoș. Și nu mai m-am dus și eu. Trebuia să mă duc la un magazin să mă îmbrac și eu să-mi iau haine. Da, mă, da. Dar dacă 40 de lei pe ăla, mă. Și ce haine luai tu de 40 lei? La 2 lei, reduce. Mă duceam și eu la hainele mele. A, la SCH, da, da, știu, știu. Păi nici nu mai m-am dus, păi, că eu aveam să fie. Păi cu 40 de lei te îmbrăcai toată de acolo. 2 lei reducere. 3 lei reducere, atât am văzut doar afiș, afară. Iei două tricouri, primești două. A intrat el altul și a văzut cocoșul, a luat cocoșul. M-am supărat și m-am dus în mașină, te-am dat drumul acasă. Toată lumea așteaptă carnea să facă și ea. Hai să vă arăt cum au ieșit rândurile astea de lemn. 3 rânduri. Nații, cum se prezintă? S-au înroșit. Rânzele, coastele, jamboanele, șunca. Acum tai că mi-o fac carnea aruncunica. Sarmale pentru cârnaci. Cocoș. Ia uite așa. Cocoș. Rider, tu ce ai pățit? Ești speriat că o să ningă și la noi? Se apropie iarna, Rider. Unde dormi? În cotețul, la porci? Maica mea analizează. Ha? Păi nu știu. Am văzut că stăteai așa, analizai. Marița! Uite câtă mizerie a făcut Marița. Vezi, o ia bunică, dar înapoi acasă. Uite câtă mizerie a făcut Marița. Marița! E de aia care face... Fac mizerie, doamne, și câinile astea. Marița face o mizerie. Aud! Bine ai cât n-ați
Pe maica mea să o pună. Mergem la Severin. Mami, pune crnații lui Nașu pe carta Boșu într-un pachet și să-i pui și lui Nea Dănuț. Doamna Silvia. Și să punem și să ne ducem la Silvia, la doamna Flori. Păi da, trebuie să-i suni. A, mamă, trebuie să mă urc de acolo, să mă urc eu. Păi eu nu mă urc. Stai să iau de aici, așa le mici, că sunt alunate. Nu vreau să nu știu. Ceea ce sunt ale lui, sunt ale lui. Ne-a lăsat de nu-mi postavă să le ia și le-a uitat. Să le ia pe ei și să le-a. Ia uitați căldările lui bucătarul. Prieteni, acum plecăm la Nașu Marian acasă. Unde mă te fumă? Cu celule, mă, că ta-i creasta ta. E cam cioplit aici. Lasă-mă că sunt. O, doamna găină s-a îmbrăcat în roșu ca și da. Cocoșul, să vadă cocoșul. Mă îmbrăcai ca să ne roșu, popoloșu, la... da. Să ne ducem la Nașu, la... Mă duc pe la doamna Flori. Hai, a, mă duc pe la, pe la prieteni, hai. Ne ducem și noi câte ceva bun, tradițional de la noi. Ce se întâmplă cu Flori? De nu ne mai răspunde la da, telefon. Da, de nu mai ne răspunde. Peste tine venim, Flori! Să vedem care e situația, de nu ne mai răspunde. Da, domnul Silviu, venim să vorbim despre ce este vorba. De nu mai veniți la noi, vă așteptați. Cocoș cu toți venim așa, în roșu. Închide și tu. Luăm și pe Raider. Hai și tu, Raider, cu noi. Hai, Raider, cu noi, la hai. Doamna Flori. Hai! La mică, cum o chema Leuțu pe fată? Cum uite aici? Silvia. Silvia. Silvia, hai. Hai pe la Silvia, hai. Da, zici că ești doamna Madame George, cum zicea manivelă. Madame Meuri. Sau Madame George. Ziceai că numai patrona se îmbracă în șubă de aia de blană. Să știi că chiar îmi prinsă bine ăsta, că e gros. Cu tot cu fustă și călduros. Tu ce strângi, mă, buzele? Nu-ți convine cum sunt îmbrăcată? Ți-ai găsit ia. Alta? O găină, o altcumva? Da, un portocaliu. Uite aici, hai la portocaliu. Ah. Acum plecăm. Acum dăm rost, lăsăm asta carne ce-am tocat-o și restul, cartaboșele alea. Pachete. Ne aducem pe la toți cu colete și pe la sacră mea. Ne-am luat laptopul, prieteni. N-am plăcut mașina. Doamna care ne-a spălat mațele. E dezastru aici în mașină. N-am mai venit. Nu mai vin. N-am mergem aici. Revenim de la Nașu. Venim, mergem la toți în vizită. Am ajuns la Nașu. Nașule, de ce lăsat tobele pe mâna lui bucătarul? Toată noaptea mânca la tobe. Așa face. Așa vă așa. Uite, am împărțit cu mata toba, a luat și-l o bucată, a pus și-l ne-a văzut totul în ardea asta. Aici a cârnații care ai zis mata să nu le pun pe... Ce mai fă ceva? Ce plumb? Ce-a folia? Falcă și... Oricând. Acum iarna ai să dăm. La aia, da. Deci se învăță lucrurile pe aștept. Aici adus și eu ceva lui sora ta, dar eu știu, noi nu știm unde stăm, numai să-i duci. Nu, că văd eu cu ei. Dacă vine, îi puse și niște cârnați, niște că doamna ne ajută la mațe, la alea. Da, nu aveam eu ce. Da, păi am pus și ei cârnați de la noi, am pus o bucată de juncă. În final, trebuie să ne punem în sucru. Ce aștepți, mami? Da, uite, așteptăm că ne face Naș aici, nu știu, ne pregătește. Cred că face pomana porcului, cum am văzut eu, ca pisat pe surări.
Anașule, pomana porcului, ce faci, Anașule? Ți-ai dat tu seama aia? Mi-am dat seama după usturoi. A, uite murăturile acolo. Nici murăturile nu le-am adus de acasă. Intră ăsta bucătarul murături și mănâncă butoiul. Să ajungi la să mănâncă la două butoiile. Păi nu, că ăla arată cel mai bine al mic. Nu umblă nimeni la ăla. I-am pus un neagatul, i-a scos de la noi din butoiile alea, din butoiul alb, al mare. Păi și ce, puteți zic de oriunde. Da, bine. Păi am două butoi, ce fac cu ele? Cine le mănâncă? Afară, deci vine de afară. Nu stai acolo. Te îngheț. Da, uite, îngheț una. Păi cum să rog? Tu mie spui când stai acolo în geam. Și unde-i zăpada, nașule? Veneam cu mănuși, cu sanii. Am venit și noi să ne dăm cu sanii aici, că am văzut că l-a nins aici azi. De unde zăpada? S-a topit așa repede. N-a ținut nimic, cred. Dar tu ar să dăm grade gata, la revedere. S-a topit. Ce pregătiți și acolo, nașă, pomana porcului? Da, la capa. La capa chiar. Da, la capa, la capa. La capac. Ai făcut și mămăliga? Da. Nu mai fac mata mămăliga. Bă, patroana mă pune pe mine la mămăliga și la ciorbă folosește mămăliga. Nu, nu-i mămăliga. Da, patroana e mămăliga. Mămăliga. Păi da, și la ciorbă mămăliga, nu mă zic. Da, mă, patroană, cum să fac eu mămăliga? Nu contează pe mămăliga la ciorbă, eu așa mă. Ziceam, folosim și noi mămăliga la o tocăniță, la mâncare așa, la pomana porcului. Zicea, nu, la mămăliga, n-aveam în cotoi, am făcut. Mi-am pregătit acolo, ce zicea. Ce-o tine, au venit patroana acasă? Da. Te mai duci pe la patroana? Mă, de ce nu? Mă duc să... Ce nu dă peste mâncătoare? Păi mă duc eu să mă încerc cu ea, că trebuia să stă să mă ajută și pe mine, la rânze, la porc. Eu cum am stat la ea și am ajutat? Acum mă duc peste Alin iar să mă încerc cu el. Că de ce a blestemat tobele? Da, da, chiar. Avem, trebuie să-l întreb de ce a vorbit așa de să sparg tobele. Da, chiar. Ați probat după aia. Așa că, prieteni, vă mulțumim că ați vizionat acest vlog, că ați dat un like, că ați distribuit mai departe. Da, prieteni, noi vă mulțumim că ne urmăriți în fiecare zi și sunteți alături de noi. Noi așteptăm pomana porcului să servim aici la nașul, la nașa. Eu vă zic noapte bună și la revedere. La revedere. Pa. La revedere.